Ovidiu, ne revedem duminică cu mașini de curse la Mediaș, după mulți ani de zile, poate 30, aproape 40. 40. Cine a fost cu ideea acestei competiții de duminică? Cu ideea acestei competiții am fost un grup de prieteni, prieteni printre care e număr pe Florin Roșca, care este pilot de curse, concurează și el în campionatul național. Herman Meltzer, de asemenea pilot de curse, și el concurează în campionatul național. Mă rog, anul acesta a avut o întrerupere, n-a avut mașina pregătită, și cu mine, care și eu, în limita timpului disponibil, concurez în campionatul național. Împreună cu noi este, desigur, un întreg grup de prieteni, cei care ne susțin și care ne însoțesc la curse, atât la cursele din campionatul național, cât și la curse regionale. Țin să menționez că această cursă face parte deja din campionatul regional și din campionatul național, divizia a doua. Dar de ce au trebuit 40 de ani ca să revenim în acest gen de competiții la Mediaș? Pentru că, sincer să vă spun, ideea, să zic așa, inițiatorul am fost, de fapt, mai mult eu. Okay. Și ideea a renăscut după ce s-a asfaltat Hula Baznei. Mulți ani, pentru acest gen de competiție este nevoie de un asfalt, un carosabil perfect, fără denivelări, ceea ce știți cum a fost în Mediaș. N-ar fi fost posibil până în toamna anului trecut. Campionatul național de viteză în coastă se desfășoară doar pe timpul verii, deci din primăvară până în toamnă, deci anul trecut nu s-a mai putut organiza nimic. Iar în acest an, desigur, cu sprijinul primăriei, care a început cu asfaltările pe Hula Baznei, putem să reîncepem cu curse la Mediaș. Voi de obicei pe unde vedeți? Cam în ce zone, în ce orașe sunt cursele din campionatul național? Cu tradiție? Cu tradiție, aici în zonă ar fi Alba Iulia, la Alba Iulia, la Râșnov, Brașov, în Poiana Brașov, Sinaia, Teliu, Câmpul Lung. Cam acestea sunt cele tradiționale. Și cum se va desfășura competiția duminică? Hai să descriem un pic ziua de duminică, din punct de vedere al celor care concurează și din punct de vedere al celor care o să fie spectatori. Începem cu concurenții. Cei care concurează încep să se prezinte în parcul de servis, parcul de servis care va fi deschis pe strada Baznei, începând aproape de jos de la podul peste Târnava. La ora 7 încep să vină concurenții pentru a-și descărca mașinile de pe platforme. Majoritatea vin cu ele pe platforme, fiind mașini de competiție. Se organizează parcul, se face verificarea mașinilor, verificările tehnice din partea Comisiei de Arbitri, din partea Federației, după care fiecare concurent împreună cu mecanicii își pregătesc mașina pentru start. Startul se va da la ora 11, dar de la ora 10:30 va fi circulația închisă. Primele antrenamente, primele recunoașteri vor fi până la ora 13, când se va deschide din nou circulația pentru o jumătate de oră. După care, de la ora 13:30 urmează manșele de manșe cronometrate pentru calificări, calificările pentru ordinea de start în manșele de concurs. Manșele de concurs încep undeva în jurul orei 4:30, după ce a fost din nou o deschidere de traseu de la ora 4 până la 4:30 și concursul durează undeva până în jurul orei 18:30, când se va deschide din nou circulația. Din punct de vedere al spectatorilor, când ar trebui să fie prezența acolo? Nu știu, de dimineață de la 11 sau chiar în momentul în care sunt cei care sunt foarte pasionați, cei care sunt foarte pasionați de mașini pot să vină și mai repede, pentru că atunci au oarecum, să zic, acces la standuri și acces la mașinile de concurs. Pentru că din momentul în care se încep cu antrenamentele cronometrate sau cu concursul, publicul nu mai are acces, pentru că devine deja prea periculos.
festivitatea de premiere la 19? Va avea loc, da, va avea loc la ora 19, jos la baza hotelului Denis, să zic, în fosta benzinărie. Din punct de vedere al participanților la trafic, eu am postat pe site-ul meu știri referitor la eveniment și, bineînțeles, pe Facebook lumea a început să comenteze, unii făcând referire la acele ore în care se poate circula. Sau de ce se organizează competiția și se închide drumul jumătate de zi. Bun. Pentru că peste tot, nu doar la noi în țară, în întreaga lume se procedează astfel. Dacă vrei să faci sport cu motor, sporturile cu motor nu sunt doar pe un circuit închis, unde te învârți în cerc, ci sunt și pe astfel de trasee. Un raliu presupune mult mai multe porțiuni de drum închis, dar asta este un impediment pentru participanții la trafic, dar se ține odată pe an. Și eu zic că este un spectacol care poate merită văzut și pentru asta trebuie închis un traseu. Colaborarea cu Poliția Română și cu autoritățile, cum a fost? Perfectă. Până acum avem sprijinul lor, avem sprijinul jandarmilor, a Poliției Circulației, a Poliției Locale, a pompierilor, SMURD-ul, ca să nu mai spun primăria, care ne-a ajutat foarte mult în organizare și care este alături de noi. Ce trebuie să nu facă spectatorii? Unde nu trebuie să se poziționeze? În primul rând, foarte important, să nu traverseze strada, să nu traverseze pe carosabil în timpul concursului, să nu staționeze în locurile nepermise. Noi le vom marca, în locurile nepermise, pentru că sportul cu motor este un sport periculos și pietonii pot să devină chiar și victime și vrem să evităm acest lucru. De aceea ar fi foarte bine să respecte instrucțiunile date de către cei care sunt în punctele cheie, în posturile de control. Vor fi acolo arbitrii de traseu, vor fi jandarmi, va fi un serviciu de pază și toți acești oameni, inclusiv câțiva voluntari, care le vor spune oamenilor ce au voie și ce nu au voie, ar trebui să respecte aceste indicații. Care este traseul propriu-zis? Deci de la Denis până... Da, traseul pornește, de fapt pornește puțin mai în jos de Denis, cu vreo 200 de metri, unde este o porțiune de încălzire a cauciucurilor, a anvelopelor, pentru că aceste anvelope trebuie să intre într-un anumit regim de temperatură pentru a fi eficiente, să aibă aderență. Deci acolo, în 200 de metri, unde se va merge puțin mai sinuos pentru a se încălzi cauciucurile, după care startul va fi puțin mai sus de hotelul Denis și finish-ul va fi sus la Leleana. Regruparea după Leleana va fi pe porțiunea care coboară spre Blăjel până în dreptul parcării. Câți concurenți sunt până acum înregistrați pe site? Am văzut vreo 30 și ceva de concurenți. Site-ul nu a fost actualizat până la această oră, astăzi nu a fost actualizat, dar sunt undeva în jur de 31-32 de concurenți. Sunt piloți care, eu știu, se află așa, folosind un termen sportiv, în pole position, adică favoriți? Da, avem un coleg foarte apreciat și foarte bun pilot care a fost campion național la grupa și la clasa lui, la două roți motrice, la H2, Șerban Andrei Sanu, vine de la Brașov. Mai avem doi concurenți cu niște mașini mai deosebite care vin, unul dintre ei se află oarecum în pole position, Armando Batocchi, care vine cu un Ferrari, o mașină foarte frumoasă, care merită văzută, nu doar în parc, ci și în acțiune pe traseu. Și deocamdată atâta, restul piloților, nefiind chiar în pole position în campionat național, dar la regionale, oarecum piloți de valoare. Tu o să concurezi? Da, o să concurez și eu, desigur. Nu, mă gândeam dacă ai și calitate de organizator și de concurent, să fie cam greu pentru tine duminică. Va fi foarte greu, pentru că ultimele zile am fost foarte ocupat cu organizarea. Nu mi-am închipuit că organizarea unei astfel de competiții poate răpi atât de mult timp, dar sperăm să am timp să mă reculeg și să pot concura. Mulțumesc, felicitări și cel mai bun să câștige!
da, într-adevăr, cel mai bun să câștige.